Mai sunt doar câteva ceasuri până la vernisajul unei noi expoziții în muzeu, dar timpul pare să curgă altfel în preajma unei capodopere precum ceasul bizantin Utrenie 2022 de Silviu Oravițan. Această lucrare nu este un simplu instrument de măsurare a timpului, ci o poartă către veșnicie. Maestrul nu se joacă cu ceasornicele timpului, ci cu acelea ale sufletului, invitându-ne să trecem de la succesiunea seacă a secundelor la o contemplare profundă, o liturghie a eternității. Asemenea unui arhitect spiritual, Oravițan îmbină maestria tehnică cu sensibilitatea teologică, creând o operă care depășește simpla percepție vizuală și pătrunde în tărâmul contemplării. Acest ceas nu este vorba despre măsurarea timpului prin convenții umane, ci despre o reintrare în ritmul cosmic un ritm impregnat de semnificații sacre și sensuri arhetipale. Așadar, ceasul bizantin Utrenie 2022 nu este doar o lucrare de artă, ci o invitație la rugăciune și reflecție. În acest timp al fragmentării și al urgențelor continue, Oravițan ne oferă șansa de a redescoperi sacralitatea fiecărui moment, de a asculta chemarea celui care ne invită la o eternă Utrenie, la un început perpetu în lumina cea fără de sfârșit îndrăzniți să intrați în acest spațiu al reflexiei sacre și să descoperiți ceasul veșniciei în spațiile orabițană de miercuri până duminică, între orele 10 și 18, la Muzeul Național al Banatului. Transmit reprezentanții Muzeului Național al Banatului.